Bună tuturor, eu sunt Jelena și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am un video foarte mișto în care o să vă vorbesc de noua paletuță de la Urban Decay de Gwen Stefani. Dar înainte de a vă vorbi de această paletuță, vreau să vă amintesc că mai este o săptămână până când se termină giveaway-ul de Valentine's Day și vreau să vă amintesc ceea ce câștigați și condițiile de participare la acest giveaway, care sunt foarte importante. Hai să vedem pe telefon aici. Parmigiano insieme, Jenna Italian Style. Nu uitați să vă abonați și pe site-ul meu în limba italiană, pentru că am acolo un concurs și dacă reușesc să ajung la un anumit număr de înscriși, particip la Milano la o chestie din asta de mai mulți youtuber. Hai să vedem ce condiții de participare pentru giveaway. În primul rând, să fiți înscriși la toate fetele care le găseți în infobox. Duceți-vă că sunt niște fete minunate, adică nu să vă plictisiți dacă vă duceți să vă uitați la ele, pentru că au video frumoase, distractive, vloguri, review-uri, machiaje, sunt niște fete minunate. Unele arată cum își decorează biroul, altele cum își fac părul, altele cum se machiază, adică oricum suntem multe în YouTube Girls România care facem chestii diferite în felul lor, deci chiar dacă vă scrieți la toate nu vă plictisiți, că aveți mereu ce vedea, ceva nou. A doua regulă este să lăsați un comentariu, o declarație de dragoste, va fi premiată cea mai mișto așa declarație și să dați un share la acest video, un like și așa mai departe. Și vreau să vă arăt, să vă spun ceea ce câștigați, să vedem că sunt o grămadă. Un set 3 Catrice Lash Glue, un primer 10, un smoky eye brush. Asta o dă Home Made by Elena. Elena Makeup dă o pudră luminoasă Melchior. Mihalcea Manuela dă o beauty blender original și un burete de la Real Technique. Janina, adică eu, un fond de ten de la Kiko, pentru că știu că iubiți Kiko. Stancu Daniela dă o ojă roșie Opi. Gorunescu Ana Maria Georgiana dă un colier scurt H&M. Maria Dumitrescu dă un rimel Flor Mar Spider Lash și un ruj Melchior. Alexa Hayat dă un Victoria's Secret Body Mist. Alina Just Angel un set de produse Giaja. Și un gel de duș și unt, loțiune de corp, plus un eyeliner rimel London. Alexandrina Lasco, o loțiune micelare a vene. Larisa Zulica, Larisa, dă un ulei pentru păr Oriflame, plus o baby cream Oriflame, The One, stickere pentru unghiuțe. Rusu Cristin dă o pensul de la Real Technique. Kinga, o cremă de față Nivea și un kit de sprijene Elf. Elena Bostan, o mască de păr cu caviar și o mască de față cu ciocolată, Planet Spa. Mamă, câte minuni și n-am terminat. Nina Makeup, un jumbo color wand Sephora. Makeup Shawn by Ali, un șampon uscat Batiste original mare. Heiki, o pudră Miss Sporty plus o mască Pilaten neagră, mișto astea, l-am probat-o și eu. Ici Nicole, un creion de buze roșu Cascade of Colors și o pereche de gene false de la Andra Cosmetic. Ca să facem așa plici. Isabella, set parfum și loțiune de corp. Simona, paleta Fardul Sleek Enchanté Forest, care e, nu se poate, o am și eu, e fantastică. Adina, un blush de la Oriflame.
Cassandra, Ojo 17 Plus, un Baby Lips Maybelline, Irene's Bijou Cercei Anastasia și Raluca Hia, un rimel pentru sprâncene Maybelline și creion Jumbo Rimel London Kate. Deci, nu uitați să vă înscrieți la canalurile de la fete, să dați un like la acest video, să lăsați un comentariu minunat așa în tema dragostei și să dați share la acest video și haideți să trecem la videoul nostru de astăzi. Astăzi am un video review. A ieșit și în Italia și știu că a ieșit și în România. Palet de la Urban Decay în colaborare cu Gwen Stefani și când eram mai tinerică așa adoram Gwen Stefani pentru că era energică și anticonformistă așa și nu puteam să nu o cumpăr. Împreună cu paletuța mi-au venit sunt astea. Deci avem Rock Standy care este grena. Avem ăsta roșu care e mega mat. Avem unul în culoare mai nude, așa, ex-girlfriend și Firebird, care e, cum e părul meu, așa, exact, la fel. Și împreună cu paletuța, eu am cumpărat și rujul Gwen Stefani, care vine în cutiuța asta frumoasă cu chestiile astea, așa, roz. Rujul este acesta. Uitați ce drăguț este, e tot auriu și negru, e scris aici Urban Decay, Gwen Stefani. Rujul este ăsta, este culoarea Rock Standy, este un grena închis, este ăsta, este grena închis, este de nu se poate, este culoarea asta. Nu durează toată ziua, dar rămâne pe buze, hidrată buzele. Eu am mâncat și decât aici un pic în față s-a luat, deci trebuie să-l prospătezi, să-l mai dai un pic așa, deci trebuie să-ți le cu tine. Oricum e micuț așa, nu e exagerat de mare. A costat 80 de lei aici în Urban Decay Italia, deci 20 de euro, 42, 80 de lei. Merită să-l ai, mi-mi place, sunt foarte fericită. Și acum să trecem la paletuță. Vine în cutiuța asta frumușică. În spate aici are toate nuanțele de culori. Este asta. Da, ce frumoasă e. Seamănă cu aia de la Pupa. Uitați. E cu biluțe și asta. Și arată așa. Are aici o plăcuță cu scris Gwen Stefani. În spate e toată aurie așa. Și haideți să o vedem înăuntru. Înăuntru are o oglindă care încă are pelicula asta pe ea, că nu m-am îndurat să o dau jos. Și astea sunt culorile. Culorile sunt foarte... Majoritatea sunt nude, au și mat și sidefate, deci e o paletă pe care poți să o folosești și ziua, am băgat unghii aici, cred, și ziua și pentru un look de seară. Avem aici, hai să începem cu blond, care este foarte deschis, care e ăsta. Și este foarte colorat. Poi avem Bad Water, care este la fel, dar ăsta e mat și ăsta este cu SDF. Da. Avem Skip, care este o nuanță, nu mai o nuanță, mai închisă decât blond. Este un bej, așa, mat. Și ăsta e tot mat. Aici deja l-avem un pic mai închis și ăsta este foarte sidefat. Vedeți? Și ăsta este punk, este un maro foarte închis. După care avem baby, care este un fel de roz
antic, așa, foarte ții de fat, ăsta. Ok, trebuie să vi-l arăt. Uitați-l așa, este foarte șimer. Avem Anei, care este un maroc deschis, mat, ăsta este mat. Avem aici Stark, care este un pic mai închis ca blond. Bine, majoritatea anunțele sunt nude aici. Probabil Gwen Stefani nu se machează vreo tare. Ăsta este Zon, este maromat, mai deschis decât celălalt. Aici avem Serious, care este un gri sidefat și ăsta foarte... foarte mișto asta, îmi place. Smokey Eyes e wow. Avem aici Pop, care este tip, ca șampania și foarte, foarte, foarte sidefat. Aici avem un roz Harajuku, se numește. Și este roz Barbie. Asta este albastru foarte sidefat. Ia uitați. Vedeți ce metalizat așa este? Aici avem 1987, care este auriu, pur și simplu. Pur și simplu auriu galben. Deci are și SIDF și eu. Și ultimul e Blackout, care este ăsta negru. Care este negru opac. Negru. Și aceasta este paletuța, este foarte pigmentată, eu am folosit-o deja de vreo 2 ori. Singura chestie care îmi lipsește mie de aici sunt culorile mai roșiatice, pentru că eu sunt cu ochii albaștri și mi-e place să scot în evidență ochii albaștri, dar oricum are destul de multe culori pe care poți să le folosești. Eu zic că e mai mult pentru smokey eyes și pentru un machiaj mai liniștit, așa, pentru că are culorile astea foarte nude. Dar oricum, are și aici și pentru un look de seară și auriu și are o grămadă CDF-uri, deci... Și vreau să spun că oricum ține o grămadă. Eu mai știu că nu se face, dar mai mă culc machiată așa câteodată. Și mă scol tot, e perfect, nu s-a mișcat, e rămas acolo, e de nu se poate. E, paletuța a costat 200 de lei, adică 5 de euro, 5 ori 4, 200 de lei. E, se merită, pentru mine, mie îmi place să o... Acesta a fost videoul meu de astăzi, sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă duceți să vă înscrieți pentru concursul de Sfântul Valentin, pentru că o să câștigați multe premiuri. Vă pup și ne vedem la următorul video. Ciao, ciao, ciao.